Deși nu are nicio funcție în stat, Igor Dodon, aflat într-o vizită în Federația Rusă, anunță din sediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova că vaccinul Sputnik V ajunge în țara noastră săptămâna viitoare. De altfel, el a promis acest lucru încă în luna ianuarie. Federația Rusă a confirmat livrarea în calitate de ajutor umanitar a vaccinului Sputnik V. Este vorba de 180.000 de doze, dintre care 120.000 pentru partea dreaptă a Nistrului și 60.000 de doze pentru partea stângă a Nistrului. Livrarea vaccinului Sputnik V în Republica Moldova, potrivit fostului șef de stat, va începe săptămâna viitoare. Și cu toate că nu deține nicio funcție în stat, Igor Dodon anunță că guvernul țării noastre a lansat chiar și o procedură de cumpărare din bani publici a unui lot de vaccin rusesc. Ba mai mult, liderul PSRM, care nu are nicio atribuție cu executivul, susține că în buget există bani pentru achiziționarea vaccinurilor. Și am spus că partea moldovenească, adică noi suntem gata să cumpărăm cel puțin 500.000 de doze a vaccinului Sputnik V și suntem gata să plătim banii sunt în buget. Eu cred că celelalte 500.000 de doze ar putea să vină în luna mai. Anunțul a fost făcut într-un video publicat pe pagina sa de Facebook. Mai mult, Igor Dodon, care se află într-o vizită în Federația Rusă, s-a lăudat că înregistrarea a fost făcută în sediul Ambasadei Republicii Moldova la Moscova. Promisiunea despre aducerea vaccinului rusesc în țara noastră a fost făcută de către Igor Dodon încă în luna ianuarie, însă de atunci lucrurile nu s-au mișcat din loc. Potrivit Ministerului Sănătății, până la ora actuală, peste 40.000 de persoane au fost imunizate cu Pfizer sau AstraZeneca împotriva COVID-19.